Eu sunt foarte tranșant la sponsori. Cine mă urmărește și la colaborări, nu neapărat, la serviciile tale personale. Mi-au scris niște faliți cu imobiliare care sunt prin presă, le-am dat flit și mulți care mi-au dat, mi-au scris platforme de tot felul de chestii, flit. O să zică lumea aici că ești arogant, că ești așa tranșant, dar de fapt în realitate, frate, țin la mine, la numele meu, la brandul meu, la banii mei, la siguranța mea, nu promovez. Mai știi pe băiatul ăla din București, mi-a făcut script de 3 pagini să-i promovez mizeria lui scrisă de mâna lui, știi? Nu. E, nu, cu Subaru să fac revizia, să... era unul, mi-a dat, bă, 3 pagini, v-ați uitat pe el. Fiecare cuvânt ce să zic. Da, mi-aduc aminte. Bă, du-te, bă, de aici, poți să-mi dai 10.000 de euro, pleacă de aici cu mizeria ta. Chiar, exact. Flit, să n-aud. Îți băga cuvintele în gură. Era drăguț, uite ce idee avem, bună, interesantă ideea. Și din cont, avea o firmă cu profit 3.000 de lei, adică n-avea de unde să mă plătească, și mi-a dat un script de 3 pagini și dacă greșeam pe acolo o frază, zicea, nu te-ai încălat în contract. Da, gata, și nu mai plătea. A trecut mult timp de atunci și am uitat. Nu era țeapă pe față? Normal, și mă făceam și de rahat și ieșeam și în gaură și munceam și foarte mult. Exact. Flit. Da. Nu, eu am câțiva colaboratori constanți. Nici nu e bine. Din punct de vedere business, în fiecare lună să am alt sponsor. Da. În fiecare lună colaborez cu toată lumea. Așa e. Nu se face așa în business. Puțin și de lungă durată. Asociere de brand, lungă durată. Eu cu cine am colaborat pe lungă durată, sunt lucruri pe care le-am folosit, îmi plac, au avut de câștigat pentru că a fost pe termen lung. Da, același lucru și la persoana fizică. Adică e o chestie, adică tu ești consumator rațională, de, nu știu, exact. Traven Oleo Ulei Premium. Car Vertical e un serviciu, zic eu, printre cele mai bune din zona asta, dacă nu cel mai mare, cel mai bun. Mai am colaborare cu OMV Petrom, care din nou top pe zonă. Da. Adică branduri bune, premium, pe termen lung. Eu așa gândesc. Nu știu dacă... Și serioase. Și serioase. Nu... Și asta e important. Faliți, insolvenți, branduri cu probleme, cu dați de... Și cu care comunici, nu știu, foarte relaxat. Știi? Da, adică ai văzut, uite, în cazul, și brandurile țin foarte mult la cu cine lucrează pe termen lung. Ai văzut, normal, în cazul Bubnici, cum a făcut o gafă, s-a mediatizat, brusc s-au pierdut contracte pentru că nu mai vor să-și asocieze imagine. Bine, o chestie temporară, o să treacă, mă rog, dar cum gândesc brandurile, vreau să subliniez. Da, știi, da, ai făcut o gafă, pac, s-a pierdut contractul. Da. Sau ai zis ceva aiurea. Dacă trebuie să fie, vânzările, trebuie să fie seriozitate din ambele părți. Da. Ca să fie profitabil pentru ambele părți și ca să fie bine și pentru consumatorul final. Să folosească ceva premium, ceva de calitate, să nu fie înșelat, jigmănit și așa mai departe. În ziua de azi e plin de țepe, știi? Lumea e sătulă. În zona media, nu știu cât discută despre treaba asta, mi-e place să discut că mai am canalul de business, dar în zona media, cel puțin, trebuie să fie win-win-win. Da. Eu ca creator, tu ca advertiser și ca urmăritor, ca clientul final. Trebuie să fie 3 win-uri. Dacă unul din ăștia pierde, la revedere, nu e sustenabil. Da. Simplu.